Tenisistul sârb Novak Djokovic a câștigat pentru a noua oară în cariera sa turneul Australian Open, în finala căruia l-a învins în 3 seturi, 7-5, 6-2, 6-2, pe rusul Daniil Medvedev, duminică la Melbourne, după o oră și 53 de minute de joc. Djokovic, 33 ani, actualul numărul 1 mondial din tenisul profesionist, reușise anterior să se impună în competiția de la Antipozi în 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 și 2020, iar acum și-a îmbunătățit recordul de victorii în primul turneu de mare șlem al anului. Sârbul și-a trecut cu această ocazie în palmares titlul major cu numărul 18, apropiindu-se la doar 2 succese de elvețianul Roger Federer și spaniolul Rafael Nadal, mari săi rivali, ambii cu câte 20 de trofee de Grand Slam. Luna viitoare, Novak Djokovic va depăși unul dintre recordurile deținute în prezent de Roger Federer, cel al numărului de săptămâni petrecute în fotoliul de lider al clasamentului ATP 310. Daniil Medvedev, 25 ani, numărul 4 mondial, care reușise anterior o serie de 20 de victorii consecutive în circuitul profesionist, a pierdut duminică a doua finală de mare șlem din cariera sa, după cea de la US Open 2019, unde a fost învins în 5 seturi de Rafael Nadal.